Azi o să mai avem o discuție cu cei de acolo. Da. Și vom vedea exact unde suntem în privința sumei de transfer. Uh-huh. Tu, ca reprezentant al lui Moruțan, ce ai recomandat? Pentru că, ok, e vorba de bani mulți, oricine își dorește să câștige bani mulți, dar tu, ca agent, așa, probabil îi gândești cariera pe mai mulți ani. Ce sfat ai dat? Până la urmă nu știu exact dacă Olimpiu va juca acolo. Da. Sau va juca în altă parte. Asta e o discuție care o avem în momentul de față. Uh-huh. Deci nu e convins că vrea să meargă acolo. Emirul, nu. Emirul respectiv care vrea să-l cumpere are mai multe echipe. Și în Europa și în altă parte. Și eu nu cred că ar plăti atâția bani pe un copil de 21 de ani să joace în Emirat. Da. Dar tu unde l-ai vedea pe Olimpiu jucând în momentul de față? Mă, știți cum e, toată lumea poate ne acuză că mulți jucători vreau să plece în lumea arabă. Da. Nu e chiar un campionat foarte, foarte slab. Chiar vorbeam cu Bordeanu. Da. E mult peste campionatul României. Da, bine, s-a investit în ultimii ani în transferuri și în condiții. Știm foarte bine, am văzut ce acolo. Însă vreau să... mulți jucători din zona aia ajung în Europa la echipe bune. Uitați-vă, dacă ne uităm puțin, sunt foarte, foarte mulți jucători care au plecat acolo și după aia au ajuns. Bine, nu neapărat jucători din România. Dar ar putea fi o variantă pentru aceste miri despre care spui că are echipe în multe țări? Ar putea fi pentru altă echipă din Europa, poate? Asta vă zic, am avut câteva discuții pe tema aceasta. Vedem acum, cum am dat seama, nu putem noi să-i punem chiar condiția asta, dar... sunt negocieri, sunt discuții. Exact. Da. E adevărat că ar fi vorba de 10,5 milioane de euro oferta? Da, în momentul de față, da. Uh-huh. Crezi că Gigi Becali ar fi dispus să accepte o suma asta? Până la urmă, că el cere mult mai mult. Nu. Dacă accepta suma asta, se făcea transferul săptămâna trecută. Corect. Și cât cere? 15 sau? Da, undeva pe acolo. Probabil să negocieze foarte puțin, dacă să mai negocieze. Oricum, a cerut 20 de milioane în prima parte. 20 de milioane a cerut pe Moruțan? Da. Le-a cerut lor. Da. Da, te întreb altceva, că vorba ești agent de jucători de atâția ani. De ce crezi că Moruțan vine cu această ofertă, deși Denis Mann este cel care este cel mai mult în evidență cu goluri? Știm foarte bine, are 12 goluri marcate sezonul ăsta și sezonul s-a terminat. Da, tot timpul am zis și nu vreau să vorbesc de alt jucător și Mann are niște calități extraordinare. Da. Moruțan e altceva, un jucător mai spectaculos, un jucător care nu găsești foarte ușor. Număr 10 oarecum, care sunt mai rare în ziua de azi. Atrage foarte, foarte tare. Uitați, Moruțan a jucat 6 luni, meci de meci. Are o ofertă colosală pentru fotbal, cum aș părere. Este într-adevăr colosală, dar iată și întreb, pentru că Denis Mann și Florinel Coman sunt jucătorii despre care toată lumea vorbește că trebuie să plece pe bani mulți. Și uite că apare acum Moruțan cu această ofertă incredibilă. Eu tot timpul am zis că Moruțan să fie unul dintre cei mai scumpi jucători ce s-a vândut din campionatul României și poate lumea a zâmbit. Ai niște calități native extraordinare care părerea mea de la Hagi și poate Sâmbătean le-am mai avut. În rest, am zis, e foarte greu să mai descoperi un talent din ăsta și nu neapărat doar în România. Uitați-vă cât jucători cu calități, cu tehnica lui sunt în Europa în momentul de față. Nu e chiar simplu să... Dar te întreb altceva, Florin, de ce Moruțan este la al treilea sezon la FCSB? De ce în sezoanele precedente ba era rezervă, ba nu juca, ba era criticat și acum are această explozie? Pentru că vorbim totuși de 8 pase decisive și 3 goluri și sezonul nu s-a terminat. Da. Probabil maturitatea sau un cochetic care l-a avantajat foarte tare, acest preparator fizic care, părerea mea, a făcut minut. Despui că Neubert are un merit mare în evoluțiile lui Moruțan? Foarte, foarte mare. Părerea mea a crescut fizic incredibil de mult. Are forță, are tot ce nu are. Și s-a maturizat. Gândiți-vă, el are 21 de ani, deci da. E un copil tânăr. E adevărat. Da, pe de altă parte, putem spune că dacă merge în spațiu arab, sacrifică performanța pentru bani? Acum se poate zice și așa, dar
credeți-mă că am toți jucătorii care am și alți jucători îmi zic că ar vrea să meargă în zona aia. Pentru că sunt bani mulți. Până la urmă, cu ce rămân? La 35-36 de ani, te uiți în cont și vezi nimic. Așa e. Dar poți să ne spui cam care ar fi nivelul salarial pe care ar putea să-l atingă? Mult, mult. Deci, părerea mea că se poate duce peste 2 milioane. Acum nu neapărat de la început. A, deci spui că poate să ajungă și la 2 milioane de euro pe an? Peste 2 milioane, poate. Peste 2 milioane. Bine, are și avantajul vârstei până la urmă, că înțeleg că în spațiul ăla nu se mai caută bătrân cu CV-uri bune. Au schimbat și ei puțin mentalitatea. Deci nu mai e neapărat ajutător de 30-31 de ani cu CV-ul, caută talent. Da. E adevărat. Bun, Florin, părerea mea n-o să asta zic eu și din toate informații, toate discuțiile, nu o să plătească atâția bani pentru un copil de 21 de ani să joace în Emirat. Da. Probabil o să joace un an de zile acolo, dar tot pentru o echipă de-a lor din altă parte. A, interesant. O să le ia. Parcă au și prin Spania o echipă, nu mai știu exact. Da, da, au mai multe echipe. Acum Emiratul ăla e... Da, controlează foarte multe. Girona parcă sau visez? Spun prostii? Da, cred că și Girona. Așa, Girona, da, nu mai știam exact. Da. Bun, Florine, când vei ști mai multe detalii, când vei ști exact către ce direcție o ia Moruțan? Mă da seama, de pe zi pe alta se pot schimba multe lucruri. Azi, mâine o să mai fie niște discuții. Vedem exact.